Vreau să ne adresăm cetățenilor statului Republica Moldova în legătură cu modificările la bugetul de stat. Socialiștii și democrații au votat sistemul mixt. Și ne-au asigurat că vom avea noi deputații care vom, sau candidații care vor câștiga circumscripțiile, vor putea să aducă contribuția la îmbunătățirea multor lucruri care se întâmplă azi în localitățile noastre și n-ar trebui să întâmple. Ceea ce ne doare enorm de mult este faptul că aceste modificări la buget, de fapt, sunt niște modificări pur electorale. Președintele Comisiei, domnul Golovatiuc, nu a făcut altceva decât și-a promovat doar amendamentele Partidului Socialiștilor și acelora care sunt, de fapt, o anexă a socialiștilor, a democraților, domnului Filip. Eu nu știu ce să le spun astăzi alegătorilor din circumscripția pe care am câștigat-o, circumscripția Telenești, fiindcă nici un amendament al autorităților locale, al primar, nu a fost acceptat. Niciunul, subliniez. Deși și ei, cetățenii acestor localități, plătesc impozite. Dacă concret mă refer, primăria Crăsnășeni, reparația acoperișului grădiniții de copii și a blocului alimentar. Eu cred că este o necesitate absolut motivată, argumentată. Acum, atunci când o grădiniță plouă în grădiniță și Parlamentul, la cei care votează modificări la buget, nu au atitudinea care o au, e pur și simplu rușinos. Rușinos pentru doamna Greceană, care n-a dorit astăzi să supună votul amendamentele noastre, făcând trimitere la prevederile Constituției. Da, în Constituție este un articol 131, punct 4, care spune că orice inițiativă legislativă, orice amendament care necesită acoperire financiară, trebuie să aibă avizul Guvernului. Dar sunt la al treilea mandat și o pot spune în cunoștință de cauză că nu odată au fost acceptate amendamente și inițiative legislative votate de o majoritate, iar Guvernul găsea sursa de finanțare. Acum, în exclusivitate, aceste modificări au fost făcute doar la doleanța deputaților din fracțiunea socialiștilor și din fracțiunea Partidului Democrat. Toate, absolut toate, ni s-au luat prioritățile noastre atunci când a fost votat, era chiar scris că deputații din circumscripții vor avea birouri, Parlamentul va plăti birourile. Nu am nevoie de birou, dar am nevoie ca atitudinea față de localitățile în care am candidat să fie egală sau să nu fie discriminate acele primării care primarii nu au culoarea Partidului Socialiștilor și culoarea Partidului Democrat. Subliniez, toți plătesc impozite. Deci toți ar trebui să beneficieze de alocații de la bugetul de stat. Mulțumesc! Stimați cetățeni, eu vreau să vă spun că bugetul public este format în proporție de circa 90% din contribuțiile cetățenilor, din activitatea economică. Deci, bugetul de stat este, de fapt, banii noștri, banii cetățenilor. De asemenea, vreau să vă spun că fiecare deputat are dreptul să vină cu amendamente atât la când se votează legea bugetului, cât și la rectificarea acestuia. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este lezarea drepturilor unor deputați dintr-o fracțiune parlamentară incomodă pentru cei care astăzi se află într-o majoritate șubredă. Eu vreau să vă spun că anume amendamentele deputaților, fracțiunii parlamentare, platforma DA, nu au fost acceptate. Dar noi am venit cu amendamente care țin de dezvoltarea localităților. Localitățile noastre au fost ani de-a rândul lăsate, uitate de cei care se află la guvernare. Ceea ce am solicitat noi sunt fonduri pentru simple proiecte de dezvoltare a localităților. De exemplu, în raionul Căușeni, satul Baimaclia, acolo nu există nici măcar o casă de cultură. Ceea ce am solicitat sunt fonduri pentru a
elabora un teren de sport pentru tinerii acestei localități. Noi mai vrem să motivăm tinerii să rămână în țară. De asemenea, sunt foarte și foarte nemulțumită pentru faptul că am solicitat să dau citire în plen amendamentului meu. Mai mult decât atât, mi s-a îngrădit dreptul de a avea acces la microfon. A fost favorizat un alt deputat din această majoritate șubredă, care face de acovșcină în Parlament. Și ăsta i s-a oferit microfonul. Asta este încălcarea drepturilor unui deputat. După care, totuși, am reușit să-mi citesc amendamentul. El nu a fost supus votului, ceea ce este o încălcare gravă. După care a purces procedura de vot și nimeni nu a înțeles ce s-a votat în Parlament. În acest Parlament, haosul este provocat de către președinta Parlamentului și de către cei care se află în această majoritate șubredă. A treia oară nu obosesc să repet. De asemenea, suntem stupefiați, nemulțumiți, nedumeriți de faptul de ce amendamentele platformei nu au trecut, în schimb au trecut amendamentele socialiștilor și a unor deputați din PD. Nu vreau să fac gâlceavă între cetățeni, dar vreau să vă zic că unele localități din Anenii Noi, de unde se află de Baștele, un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, au primit suporturi financiare, democrat, au primit suporturi financiare pentru noi neclare, pentru alte localitate care se confruntă cu o problemă la fel de gravă, a fost uitată. De aceea vă zic, rectificarea la legea bugetului este făcută selectiv, pe criterii politice, și acest lucru mi-a confirmat chiar domnul Creangă. Din păcate, dumnealui nu are curajul să spună asta în fața tuturor cetățenilor. Răspunde doar în baza delimitărilor și atribuțiilor care le are. Dar și este al doilea moment la care vreau să vă atrag atenția. Am văzut în raionul Florești, satele cu Hurești noi și vechi, un proiect care s-a finalizat. Într-adevăr, a fost un proiect așteptat de circa 5.000 de locuitori. Au fost aprovizionați într-un final, după atâția ani de zile, cu apă, 5.000 de locuitori. Vreau, insist, în calitate de vicepreședinte a Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională, insist ca directorii de agenții să nu se implice în campania electorală a lui Dodon. Nu sunt banii lui Dodon în toate aceste proiecte. Nu a contribuit cu absolut nimic. Nu are nici măcar o atribuție la proiectele care au fost implementate cu suportul partenerilor de dezvoltare, cu suportul cetățenilor, contribuția acestora, mai mult decât atât. Și o parte din fonduri a fost și din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Oamenii trebuie să înțeleagă, exemplu, pe acest proiect, unde a venit Dodon și a dat drumul la apă. Vreau să vă spun că 5.000 de oameni au fost amăgiți. 5.000 de oameni au contribuit cu cel puțin 2.000 de lei ca să aibă apă. Și într-un final să-l vedem pe Dodon, iar la televiziuni să ne se spună că îi mulțumim lui Dodon. Rușine! Ultima dată, solicit directorilor de agenții regionale, nu vă implicați în campanii electorale. Acest personaj va pleca, iar dumneavoastră veți rămâne în funcții. Vă mulțumesc tuturor! Bună ziua, colegii s-au expus foarte clar despre ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Eu vreau doar să adaug că toată presa a scris ieri, după ședința Guvernului, cuvintele premierului Chicu. Acești deputați lobiști care încearcă să promoveze niște localități. Vreau să-i spun domnul Chicu că lobist este dânsul. Dânsul cu Igor Dodon. Și o să dau exemplu. Guvernul a avut grijă să aloce bani pentru unele localități unde sunt primari democrați, primari socialiști. Nu o să le număr pe toate. Dar avem în raionul Anenii Noi două localități. Ciobanovca și Geamănă. Un primar socialist, unul democrat. Peste 2 milioane de lei fiecare. Noi, platforma, da, tot timpul am vorbit despre descentralizare, astfel că fiecare primar să aibă surse suficiente de finanțare ca să-și dezvolte localitatea. Ne blochează aceste proiecte guvernul, dar în același timp încearcă să favorizeze doar localitățile lor. Noi, platforma, da, înțelegem foarte bine în ce situație se află Republica Moldova acum. Și nu am venit cu astfel de amendamente de milioane. Am venit cu amendamente de 200-300 de mii de lei, dar foarte stringente pentru repararea grădiniței, pentru repararea acoperișului unei școli, pentru curățirea unei albe de râuri care riscă la o ploaie torențială să inunde jumate de sat. Acum, în satul Bardar din Ialoveni, unde avem și o deputată democrată de acolo,
riscăm să fie blocat toată canalizarea. Ne așteaptă o criză sanitară. Iar guvernul nu a putut aloca 200 de mii de lei pentru acest lucru. În schimb, a găsit 4 milioane pentru două localități din raionul Anei, unde sunt primari socialiști și democrați. Această nedreptate nu poate să se mai repete. Noi vom analiza din punct de vedere juridic faptul că ne-a fost îngrădit dreptul de a ne apăra amendamentele în plenul Parlamentului și dacă va fi nevoie, dacă vor fi căi de contestare la Curtea Constituțională, noi la sigur vom face acest lucru. Pentru că dezmățul care și-l permite Chicu împreună cu Dodon nu mai poate fi acceptat. Aceste lucruri nu poate fi tolerat. Aceste lucruri trebuie să fie taxate de deputații din Parlament, care mai sunt care au mai rămas demnitate în ei, dar și de cetățenii acestei țări. Stimați cetățeni, întreaga noastră fracțiune este extrem de indignată atât de comportamentul manifestat aseară în ședința de guvern față de toate amendamentele înaintate de către fracțiunea Platforma DA, cât în mod special de comportamentul pe care l-am urmărit astăzi în ședință plenară. Vreau să vă zic că alături de colegii mei am venit cu mai multe amendamente la legea bugetului, prin care solicit alocări financiare pentru unele probleme stringente în localități. Și aici vreau să vă atrag atenția că nu este vorba despre primarea ai platformei, da, este doar vorba despre niște probleme care au deja barbă. Și în acest context aș vrea să vă atrag atenția asupra unui amendament și anume despre grădinița de copii din raionul Dubăsari, raionul Criuleni. Această grădiniță este frecventată de 300 de copii, iar în iarna anului 2019 localitatea Dubăsari Vechi s-a confruntat cu o problemă foarte gravă referitor la încălzirea spațiilor din grădiniță. De aceea am solicitat bani pentru repararea cazangerii aceste grădinițe. Ori în situația pandemică în care noi acum ne aflăm, este foarte important să atragem cât mai multă atenție copiilor, fiindcă trebuie să-i protejăm de ceea ce înseamnă boli, răceală, infecție. Vă dați seama dacă anul trecut acești copii frecventau grădinița în mănuși și îmbrăcați în haine groase, ce se va întâmpla cu ei în această iarnă? Cel puțin guvernul trebuia să aibă bunul simț să contacteze această localitate, primarul sau directorul de grădiniță, să se intereseze care este situația și ce urmează să avem. De aia eu îmi exprim regretul față de tot ce a manifestat în aceste două zile și guvernarea noastră și această majoritate PDP-SRM, dar cred că vom încerca cumva să punem punct și să avem un sfârșit în toată această situație critică în care ne aflăm. Mulțumesc! Dragi prieteni, stimați concetățeni, concluzionăm astăzi că majoritatea parlamentară, PSRM-PD, a adoptat o atitudine bolșevică față de interesele cetățenilor Republicii Moldova. Cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Reprezentanții cetățenilor din Platforma de Demnitate și Adevăr în Parlamentul Republicii Moldova nu fac altceva decât să lupte pentru pentru a repara niște greșeli, scăpări ale fostelor guvernări și de a ajuta cetățenilor, în primul rând, unor elevi, copii, să intre în iarnă cu acoperișurile reparate. Unele sate nu au apă potabilă, să aibă apă potabilă în aceste sate. Deci este vorba de niște proiecte sociale necesare, obligatorii pentru localitățile Republicii Moldova. O să vă spun mai mult. Și la anterioarele rectificări la buget, reprezentanții în teritoriu ai Platformei Demnitate și Adevăr, primarii Platformei Demnitate și Adevăr, au fost obstrucționați de instituțiile locale, de consilii raionale. În raionul Cantemir, de exemplu, din 6 primării, 6 primari ai Platformei Demnitate și Adevăr, nicio primărie nu a accesat măcar o sumă minimă de bani. Consiliile raionale au refuzat să distribui bani pentru necesitățile localităților. Noi am făcut 10, dacă nu sunt aici, vreo 50 de amendamente cu privire la îmbunătățirea vieții cetățenilor în localitățile țării. Indiferent dacă sunt susținători sau nu ai platforme, pentru că noi nu divizăm cetățenii, așa cum o face Dodon și PSRM-ul. Noi vrem să unim cetățenii prin proiecte benefice localităților, cetățenilor din aceste localități. Din păcate, situația se repetă acum. Este o farsă ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova. Drepturile oamenilor sunt ignorate, drepturile parlamentarilor sunt ignorate,
Și nu ne rămâne decât să răspundem acestei ignoranțe a guvernanților prin votul nostru, care urmează să-l dăm într-o perspectivă. Platforma Demnitate și Adevăr va rămâne în continuare un luptător pentru interesele cetățenilor, pentru binele acestei țări și, indiferent cine va fi la guvernare, se vor confrunta cu oameni onești, deciși să ducă această luptă până la capăt. Vă mulțumim! Aici vorbiți despre un alt proiect cu numărul 375, care încă nu a fost discutat în Parlament și urmează. Eu tare sper că cei din majoritatea parlamentară se vor pătrunde de importanța cadrelor medicale în această criză pandemică, dar și la general de importanța cadrelor medicale și nu vor recurge la abrogarea acestei indemnizații de 16.000 de lei. Noi ne întoarcem acum înapoi la ședința plenară și vom lupta pentru acest lucru, dar încă pentru un amendament care ține de educația inclusivă, unde tot a fost făcut o nedreptate în toamna anului trecut, iar cadrele didactice care lucrează cu copii cu dizabilități au fost nedreptățite. Tuturor cadrul didactice le-au ridicat cota la 56, pe când la ăștia a rămas la 52. Acestea sunt două amendamente importante pentru cei care lucrează în Republica Moldova și noi trebuie să arătăm respect pentru cei care depun efort în susținerea cetățenilor noștri. Mulțumesc! Cu zi reușit de tot!